universitar și după aia la morgă, care la spitalul Elias. Domnule Ciutacu, poate, mă rog, liberalii consideră că ceea ce se întâmplă acum, toată nenorocirea asta, care poate atrage un război în lumea interlopă, o pot considera ca o oportunitate pentru refacerea credibilității lor pierdute. În lupta cu COVID-ul, în lupta cu economia... Da, chiar că se luptă cu economia, să străduiesc în răzputeri, da. Să o pună la pământ, într-adevăr, exact. O luptă titanică. Însă, vreau să subliniez un lucru pe care, de fapt, să întăresc și a spus domnul Savaliuc. Vor fi pierderi colaterale importante din politică, justiție, poliție, probabil și din structurile informative ale statului și mă refer în special la cei care au colaborat cu acești interlopi și în felul acesta vor ieși foarte multe legături oneroase la iveală. Pentru că băieții ăștia își vor devoala relațiile lor cu lumea bună pe termen de larg interes, cum ar fi trafic de droguri, de persoane, prostituție, spălare de bani, cămătărie, afacerile cu fier vechi, cumpărare de influență pe lângă autoritățile statului, implicarea oneroasă în procesele electorale. Și aici ar fi bine totuși așa să ne reîmprospătăm memoria cu o informație care a fost divulgată în urma anchetelor jurnalistice făcute de dumneavoastră pe tema cazului Caraca. Vă aduceți aminte că acolo o doamnă din Italia a făcut trimiterea la niște sume care se, o femeie care operează în piață le poate câștiga pe lună? Și dacă am calculat câte persoane lucrează de la noi din țară acolo la o sumă de 20-25 de mii de euro pe lună, păi ne ieșeau cam 2 miliarde pe an. Ia gândiți-vă, banii ăștia și-au făcut drum și da, s-au cumpărat influență de ei. Din cauza asta, băieții ăia acolo care, mă rog, plâng catafalcă, înțeles suferința, nu sunt deranjați prea mult de poliție. Probabil că ar fi fost între noi fie vorba și un gest imprudent, pentru că acolo era deja o atmosferă cu o încărcătură emoțională. Da, domnul Dobrițoiu, dar dacă într-adevăr psihoza asta cu virusul care atacă după mai mult de 15 minute are un pic de justificare ce se întâmplă